În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt. Iubiți credincioși, duminica de astăzi este o duminică cu totul și totul deosebită din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este însemnată în calendare ca fiind duminica de după nașterea Domnului. În al doilea rând este duminică prin sine, dar în al treilea rând este ultima zi a anului, 31 decembrie. Apoi, dacă ne uităm foarte, foarte atenți în calendar, este și duminica de dinaintea botezului Domnului, pentru că sâmbăta care urmează este botezul Domnului. Apoi, ce să mai spunem, că este duminica care desparte un an de celălalt, este duminica de dinaintea sărbătorii bisericești, tăierea împrejur a Mântuitorului. Așadar, este o zi foarte importantă, în afară de faptul că e duminică. Și am să încep încet, încet să vă lămuresc vis-a-vis de faptul că este duminica ultimă din an. Ce este pentru noi începutul unui an și ce este pentru noi sfârșitul unui an? După cum v-am introdus așa puțin, noi suntem undeva la mijloc, adică duminica de după, duminica dinaintea. Contează acum cum și la ce ne raportăm noi de acum înainte. Ne raportăm la trecut sau la viitor? Aici suntem împărțiți în două. Unii țin mai mult la trecut, alții țin mai mult la viitor. Dacă ne aducem aminte, și noi când eram mai mici țineam mai mult la viitor, pentru că aveam un trecut pe care nu prea îl agream așa cum trebuie. De exemplu, nu vroiam să ne mai întoarcem din clasa 4 în clasa 3, din clasa 12 în clasa 11, decât dacă nu eram pregătiți să trecem hopul cu bacul. Dar, în general, ne uitam înainte. Ei, ca să înțelegem, însă, viitorul, trebuie să urmărim trecutul. V-am spus de nu știu câte ori că nimeni nu îmbătrânește altfel decât a trecut, decât a trăit. Și atunci, haideți să vedem, dacă vrem să avem în față un an bun, trebuie să vedem ce am făcut în anul acesta. Adică am ajuns la ceasul bilanțului. Ceasul bilanțului nu este un ceas de mare tensiune. Dacă vom ști cum să facem bilanțul, și vă învăț în câteva fraze, nu ne sperie nimic din ceea ce a trecut, pentru că poate să fie lesne depășit. Dacă, de exemplu, din primele 10 lucruri pe care le-am cerut anul trecut pe timpul acesta nu s-au îndeplinit decât două, putem să spunem că era loc și de mai rău. Putea să nu se împlinească niciuna. Dar nu cumva s-au împlinit și lucruri pe care noi nu le-am prognozat. Nu cumva s-au întâmplat și lucruri pe care noi nu am avut atâta putere să le previzionăm, și cu siguranță că s-au întâmplat. Dacă însă vom pune accentul numai pe ceea ce a mai rămas de împlinit, pe ceea ce ne-am propus noi anul trecut și nu s-a împlinit așa cum am crezut, de cele 8 subiecte pe care încă nu le-am dus la bun sfârșit, și mai grav, dacă le vom reporta pentru anul acesta care urmează, cred că vom intra curând în depresie. Trebuie să știm însă că toate lucrurile sunt sub noi, pentru că viața noastră este o ciclicitate pe care să o urmărim puțin. Dacă vom spune că la anul vom fi foarte cumpătați, trebuie să ne uităm puțin în urmă, să vedem cât de cumpătați am fost măcar anul care a trecut, care urmează să treacă. Și atunci trebuie să fim mai realiști, să vedem câtă putere avem ca să facem ceva pe care noi îl cerem de la trupul sau de la sufletul nostru. Și trebuie să știm că nu putem să facem salturi. E adevărat că prin clasa 8-a, când am dat prima dată
piept cu limba latină în care ne-am născut, suna foarte ciudat, natura non facit altus, adică natura nu face salturi. Acest lucru ne era citat în general de profesorii de matematică, la care dacă apucam să luăm un 4 sau un 5, nu mai puteam să luăm 10 în trimestrul respectiv. Vorbim de trimestre că sunt ceva mai în vârstă decât mulți dintre cei care ne ascultă. Și atunci ne deranja puțin, cum adică să nu facă salturi? Da, așa și este. Pentru că noi, în mod natural, mergem lin, nu în trepte. La noi viața este așa un urcuș sau un coborâș și chiar când mă întreba cineva dacă m-am angrenat vreodată în viață la câteva diete, le-am spus că nu pot să țin o anumită dietă pentru că acea dietă, și vă spun și dumneavoastră cum văd eu lucrurile, este nefirească. Păi cum adică? Păi n-ați auzit de una, nu știu care, care 9 kg în 14 zile sau 14 kg în 9 zile, nu mai știu cum suna. Și am spus, da, eu nu m-am îngrășat niciodată 14 kg în 9 zile. Cum adică să dau înapoi în alt ritm decât am acumulat? Acum nu e o scuză pentru mine că arăt așa. Problema este următoarea. Să nu cerem, că am constatat eu pe aici, pe acolo, că nu prea au ținut cei care au căpătat această siluetă fusiformă în 9 zile sau în 14 zile, n-au putut să o ține chiar până la capăt. Așadar, haideți să facem lucruri care să țină. Un lucru care ține este un lucru pe care deja l-am mai trăit într-un sens și acum, dacă vrem să deșirăm ceva, dacă vă dă bunica să deșirați un ciorap, nu o să-l deșirați de unde l-a început ea, ci de unde l-a terminat ea. Așa se face și în viața noastră. Dacă vrem să scăpăm de un anumit viciu, să zicem de fumat, să nu crezi că am ceva cu fumătorii, Doamne ferește, îmi sunt foarte dragi, dar până când scoți pachetul și atunci deja se ridică puțin tensiunea și încep să-mi schimb atitudinea creștinească și devine o atitudine de dârzenie mai mult decât de smerenie. Chiar zilele trecute auzeam pe cineva că le promitea celor, s-au constatat că ei sunt majoritari decât noi, de vreme ce le-am golit restaurantele, că ei se așteptau că acum o să vină în restaurante cei care nu fumează și nu e chiar așa, lucru care nu e rău deloc. Și le promitea, văzând care e majoritatea, zice, am să aranjez anul următor, mi-am fixat o țintă să vedem ce facem cu legea asta fumatului, că nu e bună deloc. Mă, tată, dacă vorbești despre legea fumatului cu țigara în mână, deja nu mai discutăm despre ce vrem să facem la anul. Revenind la oile noastre, vă spuneam că nimic din ceea ce ne propunem noi să iasă nu va ieși până când nu le vom lua lin. Acum să știți că avem o mare ispită. Aceea că toți dintre noi, cei care am vrut să facem niște schimbări majore în viață, am zis că vom începe de luni. Da? După care, când am văzut că deja se apropie luni, am zis luni să fie luni întâi. E, când am constatat că luni întâi este și prima zi a anului, am zis începem de mâine. Că acest mâine deja mă aruncă într-o altă posibilitate de a nu începe niciodată. Trebuie să fim atenți însă, pentru că tema zilei de astăzi este să fim atenți astăzi. Pentru că astăzi e la mijloc, așa cum am spus, înainte de bobotează, după Crăciun, dar astăzi contează foarte mult. Astăzi este o zi care încheie un an. Dacă ne-am gândit noi de astăzi ce vom face tot anul următor, nu am fi corecți. Pentru că am raportat un an la o singură zi. Și atunci, de ce să ne raportăm noi într-un mod atât de eronat? Noi trebuie să ne raportăm la ziua de astăzi. Și pentru că și eu am fost ispitit cu tot felul de întrebări în zilele trecute, m-au întrebat unii chiar despre cum văd anul 2018 și le-am răspuns cum vreau să vă spun și dumneavoastră. Ca fiecare an din viața noastră va fi un an deosebit. Și ca să mă înțelege ce vreau să spun, se spune că odată era un preot într-un sat foarte vrednic, care era fiul
preotului de dinaintea lui și nepotul celui de dinaintea tatălui său. Dar avea deja un copil care îi călca pe urme. E, pe acesta din urmă, toți îl vedeau ca pe ceva deosebit. Și după ce tatăl s-a retras și a venit el ca preot, toți s-au dus și zice, e, așteptam și noi că v-am simțit că sunteți chiar deosebit. Zice, dar nu sunt deosebit deloc. Eu sunt la fel ca tatăl, ca bunicul și ca străbunicul meu. Păi în ce sens? Că ei nu seamănă cu tine deloc. Da, sunt la fel ca ei, în sensul că și ei au fost foarte diferiți de cei de dinainte și de cei de după ei. E cam așa, să știți că este anul care vine. Este asemănător celorlalți. Adică nu seamănă cu absolut nimic. Este însă o posibilitate de a fi un an deosebit de frumos și de bun. Contează ca numai noi să nu-l stricăm. Vă mai aduceți aminte de părintele acela care la 90 de ani era într-o vervă deosebită și la o slujbă cu mai mulți preoți a fost întrebat până la urmă care e secretul. Știți că toată lumea stă așa după tine și dacă vede ceva bun la tine, care e secretul? Se spune chiar odată că unui slujitor deosebit Dumnezeu l-a anunțat foarte clar că îl va lăsa să trăiască 1000 de ani. Și a zis, nu, Doamne, iartă-mă, nu, nu, nu. Înseamnă că mă condamn ca tot ceea ce spun eu să nu mai aibă nicio valoare. Toată lumea va veni la mine să vadă cum fac să trăiesc 1000 de ani. Ei, nu vreau să dăm mesajul către altceva, ci pur și simplu cum era preotul acesta bătrân, întrebat fiind care-i secretul. Deci deja colegii mei nu se mai uitau la actele lui de cumpătare, credeau că e un secret clar, îl învață și ei și merg mai departe. Și au spus, măi copii, nu e niciun secret. Ai cum adică? Păi să vă spun tot. Eu sunt un om normal care vă spun următoarele. Zilele ți le dă Dumnezeu. Nu poți să adaugi nimic. Dar să știți că din nefericire poți să le scazi. Eu m-am străduit să nu mi le scad. Așa mi le-a dat Dumnezeu pe acestea, pe care le trăiesc frumos. Noi putem să avem un an deosebit pentru că Dumnezeu ni l-a dat deosebit de bun. Numai că noi nu putem să-l facem mai bun, pentru că v-am spus și altă dată, mai bine e dușmanul binelui. Dar să avem grijă să nu-l facem mai rău. Noi putem să scădem valoarea unui an și să știm că anul este binecuvântat și deosebit. Grija noastră să rămână aceea de a nu-l strica, de a nu face din el altceva, de a nu arunca în el cu tot felul de dorințe care nu au nicio legătură cu posibilitățile noastre, de a nu cere de la anul în care intrăm ceea ce am cerut de ani de zile și ne-am dat seama că nu am rezolvat. Nu. Anul care vine este un an normal, un an frumos și noi nu avem decât o singură datorie, să nu stricăm, fraților. Așadar, revenind la Evanghelia din care am citat astăzi motoul, ia pe prunc și pe mama sa și fugi în Egipt, este o Evanghelie care ne învață cum să trăim, și anume să nu stăm într-un loc. Și o să spuneți, dar acum toți să ne mutăm de colo-colo? Nu, e vorba de mintea noastră. Ia pruncul și pe mama sa. Și pentru a înțelege mai bine acest lucru, trebuie să ne gândim că pruncul și mama sa este sufletul și trupul nostru. Să luăm din când în când, să plecăm. De ce i-a zis să fugă în Egipt? În primul rând, pentru faptul că domnea Irod, care fusese păcălit de magi și căuta acum să-l omoare. Pentru că știa că îi va lua tronul. Așa se gândea el la tronul pământesc. Și de ce i s-a mai spus așa? Pentru că aceea era traiectoria vieții lui. Pentru că spune, și i-a spus îngerul așa, pentru că scris era de prorocul care zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Cum poate să te cheme Dumnezeu dintr-un loc în care nu te-a trimis? Și pe noi ne cheamă Dumnezeu la diverse ascultări. Dar cum să venim noi dacă nici măcar n-am plecat?
către locul respectiv. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este dinamic, este chemător dintr-o parte într-alta și nu te poate chema numai de acasă. Pentru că de acasă, dacă rămâi acasă, adică cu gândurile tale, cu obișnuințele tale, cu comoditățile tale, cu ceea ce crezi că este mai bine pentru tine, dacă rămâi în această stare, niciodată nu vei progresa. Chiar spun părinții și bunicii noștri, numai dacă treci strada, ai învățat ceva. Ne îndeamnă, nu numai Evanghelia de astăzi, ci toată învățătura creștină, să venim de undeva. Nu putem veni, așa cum am spus, dacă nu plecăm undeva. Și a pleca ce înseamnă? Ne simțim de multe ori că avem o energie pe care poate n-am cheltuit-o cum trebuie. Atunci să ne ducem să o împrăștiem undeva. Și atunci când Dumnezeu ne va chema între ale noastre, cu siguranță că vom da răspuns acelei chemări. Altfel, pățim ca fratele fiului risipitor, care a rămas între ale sale, n-a plecat nicăieri, n-a ieșit din vorba nimănui, a făcut numai ascultare către tatăl său și la ce i-a folosit? I-a folosit că s-a cimentat. S-a cimentat chiar și în lucru bun, să știți că nu este bine să ne cimentăm. Pentru că fratele său, care acum după toate normele și definițiile a fost un risipitor, a cheltuit averea tatălui său, dar din acest lucru, din plecarea lui, a putut să se întoarcă. Cum ar fi fost să se întoarcă fratele cel mai mare? Din ce să se întoarcă dacă nu plecase niciodată? Fraților, să nu credeți acum că este neapărat din partea mea o invitație la a pleca. Este o invitație la a fi realiști. Dacă gândul vă merge undeva că puteți să faceți ceva, cu siguranță că, chiar dacă rațiunea vă spune că e mai bine să stai locului, nu va fi bine. Pentru că experiența pe care o dobândim, aceea de a ne întoarce, nu se face decât atunci când putem să revenim la ceea ce am fost. Și nu mai revenim niciodată la ceea ce am fost așa cum am fost. Fiul risipitor, când s-a întors acasă, nu a mai fost nevoit să se gândească ce bine ar fi fost dacă ar fi ajuns în altă țară. Pe semne însă că fratele cel mare care nu plecase de acasă nu mă lasă să gândește și acum. Așadar, cred că invitația pe care Dumnezeu ne-o face este ca atunci când avem un impuls de a face ceva, să-l facem, că știe Dumnezeu că dacă nu e bine, să ne întoarcă. Niciun om întors după o experiență nu mai este același cu cel care a plecat. De aceea, am ales din Evanghelia de astăzi să vă vorbesc despre faptul că Dumnezeu l-a chemat pe Fiul Său din Egipt. Putea să fie de la început în Egipt și n-avea de unde să-l cheme. De exemplu, dacă cineva intră în casa dumneavoastră și vă cheamă din casă, n-are de ce să vă cheme din casă, că sunteți în casă, nu? De aceea și anul în care pășim cu mult curaj trebuie să fie un an al mișcării. Un an care să ne găsească undeva ca Dumnezeu să ne cheme să revenim alții decât cei care am plecat atunci când am plecat. Iubiți credincioși, să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca în noaptea aceasta să găsim toate traseele pe care sufletul nostru le-a străbătut cu mintea de foarte multe ori și am să închei cu o întrebare pe care mi-a adresat-o cineva chiar zilele acestea. Trupul trebuie să fie mereu acolo unde este și sufletul? Și am răspuns cu cele două variante pe care le știam de multă vreme și vi le aduc și dumneavoastră în memorie. Un grup de alpiniști au luat o călăuză ca să-i ducă până într-un vârf de munte.
Și la un moment dat au mers ei ce au mers și călăuza le-a spus: acum trebuie să stăm 2 ceasuri. Păi zice, nu te supăra, dar noi ți-am plătit suficient încât să ții ritmul cu noi. Zice, nu se poate altfel, dacă nu mă întorc. Dar ce s-a întâmplat? Zice, păi trupul meu și al vostru este aici, da? Sufletul, să știți că încă n-a plecat pe cale, trebuie să-l așteptăm. Pe de altă parte însă, mergând către o mănăstire în vârf de munte, un alt călugăr s-a oprit la un han pentru că ploua, de nu putea până să nu-și schimbe hainele ca să meargă mai departe. A intrat la han, a băut un ceai fierbinte și când se iasă să-și continue drumul, a chemat hangiul: stai măi omule, tu nu vezi, pleci mâine dimineață pentru că vezi ce se întâmplă afară, ce nici n-ai cum să ajungi. Ea zice, stai mă ta liniștit, sufletul meu deja a ajuns acolo. Iubiți credincioși, dacă trupul nostru vrea să rămână în anul acesta, pentru că e mai dragă tinerețea decât bătrânețea, sufletul a ajuns de mult la sfârșitul celuilalt an. Contează numai și numai de noi, dacă vrem să fie întotdeauna trupul lângă suflet și invers. Nimeni nu ne obligă să fim întotdeauna cu trupul acolo unde este sufletul. Putem să avem trupuri întinerite prin cumpătare și prin tot felul de acțiuni pe care le facem și sufletul poate să fie însă și mai tânăr, zburdând din loc în loc și așteptându-ne ca să ajungem și noi. De aceea aș vrea ca anul în care intrăm să fie un an în care să pătrundem cu ce vrem noi în față, ori cu trupul, ori cu sufletul. Și atunci când ne vom vedea că sunt amândouă la un loc, trebuie să ne gândim cine pleacă înainte, trupul sau sufletul. Pentru că a rămâne într-un loc amândouă, nu cred că este chiar bine. De unde ne va chema Dumnezeu dacă nu am plecat înainte? Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani!